Hotărârea din 2011 care modifică și completează hotărârea Guvernului numărul 355 pe 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, în ceea ce privește personalul didactic din învățământ, specifică următoarele. Atât la angajare cât și periodic, personalul didactic este examinat clinic general, educatorii făcând și un examen coproparazitologic, însă examenul psihiatric se face doar la indicația medicului de medicina muncii. De asemenea, o evaluare psihiatrică poate fi solicitată de către directorii instituțiilor de învățământ dacă se sesizează vreo problemă. Legea Educației, la articolul 234, dă dreptul și conducerii unității școlare să solicite un examen psihiatric sau un examen medical complet atunci când se impune, dacă observă, nu știu, deviații de comportament. La un sistem de asemenea mărime, cum este sistemul de învățământ. În Dâmbovița avem 5.000 de cadre didactice, plus aproape 2.000 personal didactic și auxiliar și nedidactic. Probleme ca cele prezentate de mass media pot apărea cu siguranță oricând. Mai mult decât atât, pot apărea și dacă n-au fost diagnosticate la începutul anului școlar, pentru că nu e obligatoriu să suferi de o boală psihică la începutul anului școlar. Pot apărea oricând. La nivelul județului Dâmbovița au fost solicitate în ultima perioadă evaluări pentru anumite cadre, însă în ultimii ani nu au existat cazuri ca anumite cadre să primească un aviz negativ din partea medicului psihiatru. Și în acest moment, conducerea unei unități de învățământ a solicitat unui cadru didactic, am fost înștiințați chiar ieri, un astfel de examen. Se întâmplă relativ des. Așa cum spuneam, mulți oameni în sistem, multe probleme. Plus specificul muncii noastre. Am înțeles. Și concret, atunci când se întâmplă, ce măsuri se iau în mod normal? În mod normal, dacă avizul unui medic psihiatru este negativ, acesta poate să-și încheie activitatea. N-aș putea spune că s-a întâmplat în ultimii ani de când în istoria recentă, de când monitorizez activitatea de învățământ, nu s-a întâmplat ca unui cadru didactic să îi se retragă dreptul de practică. Asta nu înseamnă însă că nu pot apărea oricând probleme acasă, ca în cazul educatoare de la Timiș sau poate chiar la școală, Doamne ferește. În ceea ce privește abaterile de comportament ale personalului didactic, modalitățile de sancționare a acestora sunt bine definite în Legea Educației. Hotărârile privind răspunderea disciplinară se iau la nivelul unității de învățământ de către Consiliul de Administrație.